Vă salut! Astăzi am cumpărat o sobă pe gaz, pe butelie, de la Samus. Modelul este acesta, Romeo Sierra 422 Quebec. N-am mai folosit până acum felul acesta de sobă, dar o să vedem cum o montăm. Am nevoie de această sobă într-o casă unde nu am posibilitate să încălzesc la momentul acesta cu absolut nimic și am decis să cumpăr această sobă care funcționează și pe gaz și pe energie electrică. Eu am ales să o folosesc pe butelie în timpul zilei, iar noaptea, în momentul când dorm, să folosesc pe energie electrică, având 3 trepte, 400W, 800W și 1200W pe treapta cea mai mare. O desfacem imediat și vedem despre ce este vorba. La partea din spate arată în felul acesta, foarte simplă. Să rupem. Asta este cablul cu alimentare de 220V, îl băgăm în priză pentru a funcționa pe electricitate. Dragii mei, am plătit pe sobă, numai pe sobă, am plătit, aici este suma, 569, 570 de lei pe sobă. Am mai luat 5 metri de furtun și am mai luat un ceas reglabil și niște coliere. Deci prețul sobei 569. Aici avem manualul de utilizare, certificatul de garanție cu prețul. Am luat 5 metri de furtun, de frică o să pun butelia afară și soba înăuntru, mi-e foarte, foarte frică de gaz. Două coliere, un ceas italian de calitate, mai de calitate, să zicem, made in Italy. Am instalat soba pe butelie de la Samus. Are rod, se deplasează foarte ușor. O băgăm în priză să facem o mică demonstrație cum funcționează. Am băgat-o în priză. Aici avem 3 trepte de putere. Prima treaptă înseamnă că ne funcționează doar o singură rezistență. După cum se vede, pe prima treaptă funcționează rezistența din mijloc. Pe treapta a doua închidem pasta și dăm butonul pe treapta a doua. Acum ne funcționează cele din lateral, deci treapta numărul 2, care înseamnă 800W. Fiecare rezistență din aceasta are câte 400W. Desingem puțin. Deci avem două rezistențe în timpul acesta. Și acum o să meargă 3 rezistențe. După cum se vede, s-a aprins și cea de-a treia. Bine. Sincer să fiu, dă destul de multă căldură pentru 1200W cât avem în acest moment. Eu o să rămân pe timpul nopții doar pe prima treaptă sau cel mult pe două rezistențe. Dă destul de multă căldură, sincer să fiu, ca și un radiator din ăla vechi care consuma în jur de 2000W, deci destul de multă căldură emană în partea asta. Oprim și o să încercăm și pe oprim și o să vedem și pe variante pe gaz. Scoate din priză și adu-o în mijloc aici.
Deschidem butelia. Aici avem poziția de aprindere. Apăsăm butonul. Trebuie să ținem 10-15 secunde apăsat. S-a stins, încercăm din nou. S-a aprins în acest moment. Acum suntem pe prima poziție a variantei pe gaz. Emană mult mai multă energie, mult mai multă căldură decât cele pe electric. Partea asta cu gaz. Aici nu ne dă voie să trecem la a doua treaptă decât după câteva minute. Bănuiesc că după ce se încălzește partea cu acel radiator pe gaz, deci nu îți dă voie, și așa scrie și în manualul ei, nu îți dă voie butonul să treci la a doua treaptă decât după câteva minute. Așteptăm să se încălzească bine și apoi să ne lase butonul să trecem pe a doua treaptă. Și acum trecem la poziția 2. Cum am trecut la poziția 2, s-a aprins și partea din stânga. Și acum dacă dăm la 3, s-a aprins și partea din dreapta. Practic i-a aprins întreg radiatorul. Pe prima treaptă avem 1055 de kW, pe a doua treaptă avem 2,9 kW, iar pe a treia treaptă 4,2 kW. Deci în acest moment avem 4,2 kW. Camera asta nu e chiar mică, dar se simte imediat, fiind destul de frig afară. Într-o cameră unde locuiești tot timpul, nu cred că ai putea să stai mai mult de treapta 1. Dogorește foarte tare. Cam asta este. Revenim cu detalii despre consum în zilele următoare. Dimensiunile sobei sunt următoarele. Lățime 42 de centimetri. Lungime 36, înălțime 72 și greutate 9,2 kg.